Bună ziua tuturor! Astăzi vom face un nou clip. Se numește Pompoms, colecția mea de pompoms diferite, cumpărate din diferite magazine. Să începem! Primul pompom îl voi lua pe acesta. Este un pompom pufos, rău de tot, în formă de unicorn, alb și plin de farmec. Vouă nu vă place? Mie îmi place atât de mult! L-am luat din Sensei și este foarte drăguț. Cornul lui este pufos și moale. Următorul, hai să luăm aceste creioane. Eu le spun creion cu pompom, creion pompom, pentru că sunt niște creioane cu pisicuțe, deoarece mie îmi plac pisicuțele. Și mie îmi plac foarte tare, deoarece sunt pline de puf și sunt creioane. Apropo, ăsta de aja îl folosesc. Mie îmi plac foarte tare pisicuțele și au și ele pisicuțe, așa că sunt perfecte pentru mine. Acesta încă nu l-am folosesc, este nou, iar acesta deja scriu cu el. Sunt foarte bune, ăsta este foarte bun, deoarece am scris foarte mult cu el până a rămas foarte mic. Ambele pisicuțe, drăguțe. Apoi avem aceste clămițe. Sunt două clămițe super, super adorabile. Au pompom ambele. Ăsta are pompom roz și mai mic, iar ăsta, dita mai pompomul mare și plin de puf. Îmi plac amândouă, dar mie mi se pare că ăsta este mai elegant și mai pentru domnișoare. Pentru voi? Apoi avem un pompom în formă de flamingo, care arată super, super drăguț. Este mai vechi el așa, pentru că... Pah, nici nu mai contează. Mie îmi place, este breloc de fapt. Pompomul este micuț și drăguț. Deoarece fiecare inimioară este drăguță în felul ei. Inimioarele întotdeauna apar așa, super cute și inofensive. Este un breloc. Are aici cam fel de pietre prețioase în ghilimele. Super cute, nu-i așa? Pufos și plin de farmec. Apoi avem un hamster, pentru că este atât de cute. Hamsterul este foarte moale și pufos. Următorul este un pompom cu unicorn. După cum vedeți, este așa foarte cute și nu știu, nu am nici cuvinte să-l exprim, pentru că este așa, te duce în magia aia de unicorn care trebuie să te ducă. Este de la Sensei și la fel este un breloc pompom, super ideal pentru ghiozdănelele cu slipici, pentru că exprimă unicornul și mie îmi place foarte tare. Copșunică. Acesta este de la Forever 21, 21. Iar această căpșunică, după cum vedeți, are aici acei pistrui pe care îi are și în viața reală. Este pufoasă și arată așa mai realistic, să zic. Adică pare așa ca o căpșună adevărată. Vouă nu vă place, adică mie îmi place foarte tare, deoarece poate fi folosit ca și breloc. Și, sinceră să fiu, este foarte drăguț. Vouă nu vă place, scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vă plac căpșunile. Apoi avem un pompom super mic, care îl puteți puneți aici,
ca inel. Era de la un mic parfumel, numai că eu am considerat că este așa frumos. Puteți inventa orice cu el, puteți să-l puneți pe un pix, pe un creion, pe deget sau puteți efectiv să-l lăsați pe masă așa să fie decorativ. Mie îmi place foarte tare, după cum vedeți, că are așa un design foarte cute și are o culoare mai, în perspectiva mea, foarte pală și foarte interesantă. Apoi avem un alt pompom, care mie mi se pare super cute și interesant și șmecher în același timp. Este hashtag pompom, super, super cute. Pomponul acesta șmecheros este super drăguțel, deoarece are ochelari și este așa cum un fel de șoricel cu ochelari. Super holografic, super moale. Hashtag cute și hashtag pompom. S-a întors cu spatele. Apoi avem noul meu pompom. Acesta, de fapt, este puteți să-l folosesc ca și brățară sau ca și elastic de păr. Are așa niște ochișori foarte drăguți, sunt din aia goggly eyes. Și acest pompom este bleu, moale și este foarte distractiv. Uitați și cum vine pe mână. Super cute. Vă nu vă place? Mi-am place super mult. Apoi avem un Dita mai ursulețu, format din pompoane și alte chestii. Nasucul lui este acoperit de puf. Dar mă rog, este un breloc, se poate să fie și agățat pe undeva. Adică la clanța ușii, mai diferit. Acest pompom este mult mai mare decât celelalte, după cum observați, este un ursuleț moale, compus din alb și roz, cumpărat din Sinsay. Mie îmi place, vai de mine ce pufos este, puteți să culcați aici un pui de pisică, pentru că ar sta foarte bine și ar fi foarte fericită. Apoi avem un pompom super, super drăguț, este așa de cute. Acești ochi, nu știu, mi se par cunoscuți, sinceră să fiu, moale, imitație de piele și breloc, la fel puteți să-l agățați oriunde, fac la DIY. Are eticheta, este de la Sinsay, după cum observați, și dacă vreți puteți să-l agățați de tot felul de obiecte. Ce cute! Hashtag șmecheros. Și ultimul pompom este un pompom destul de simplu, super simplu, de la Mojito. Este așa moale și simpluț. Aici avem, parcă s-a curentat cineva la păr. Așa, super, stă în sus. Așa, aici avem breloc și de toate felurile posibile. Și aici, unde fugi? Unde fugi? Un ruj, un ruj mai special, așa mai, adică de culoare cremă. Nu știu, ați mai văzut voi vreodată un ruj de culoare cremă? Nu știu, nici eu n-am mai văzut. Este la Mojito, am uitat să vă spun, îmi place. La revedere, ne vedem la următorul clip, sper să vă placă, nu uitați să dați un like și să-mi scrieți în comentarii care pompom v-a plăcut cel mai mult. Mie, probabil că mi-a plăcut cel cu ochișori și care avea o brățărică și cel mai mare. Ne vedem data viitoare, pa!